Bună, dragile mele, bună, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză pentru a discuta despre un echipament extraordinar și cu un specialist care este și medic, care este și terapeut, un nou prieten de-a meu și de-al vostru și am lansat o provocare. Adrian, te-am rugat înainte de pauză să ne spui ce înseamnă de fapt acest echipament Blue Room pe care de la începutul emisiunii cei care ne urmăresc îl pot vedea în spatele nostru. În așteptarea imaginilor, poate că scurtul filmuleț complet e mai sugestiv decât ceea ce pot exprima în cuvinte. Am primit provocarea și vreau să fac o mică, nu deviere. Suntem o clinică de psihologie. Deși am medicina la bază și multe conexiuni în domeniu, nu vom merge în zona claimurilor medicale directe, dar încă o dată medicina are locul ei, așa cum are psihologia și terapia. Ceea ce cred cu toată certitudinea este că între minte, trăirile noastre și corpul fizic este o legătură indisolubilă. Da, avem, se pare, 50-60 de mii de gânduri pe zi. 95% dintre ele sunt inconștiente. Și multe se repetă. Se repetă, sunt ca un CD care rulează, 95% nu știm că le avem și, din păcate, vreo 80% nu sunt drăguțe la propria persoană sau la situația în care ne aflăm. Apropo de ce înseamnă starea de bine. Da, păi ca un scaunel cu trei picioare. Viziunea care o am asupra mea, viziunea pe care o am asupra mediului și a relațiilor înconjurătoare și perspectiva asupra viitorului. Ar mai fi un pilon central, starea de centrare de sine. Hai să luăm cele trei. Ca orice scaunel, în trei picioare e stabil, în două să fac un efort semnificativ, un dacă e unul sau mai puțin, nu mai discutăm. Blue Room și abordarea noastră, conceptul Blue Life, apropo, se numește, se adresează minții. Mi-aduc aminte din formarea de medică, la absolut fiecare pagină din alea sute care erau, undeva apărea și stresul, și stresul, și stresul, cauzele bolilor. Atât psihologia, cât și medicina, sau multe abordări. Noi avem două module de lucru. Unul de a acționa, a face, hai să spunem, în care creierul este în starea beta, iar sistemul nervos se numește în starea simpatică. Și una de relaxare, vindecare și regenerare. Parasimpatic sau undele cerebrale sunt alfa, teta. Nu putem fi în ambele în același timp. Iarăși, nu-i bun, nu-i rău. Echilibru dintre ele sunt cele care fac să ne fie bine sau, de exemplu, să ne recuperăm mai rapid dintr-o boală sau să ameliorăm unele simptome. Și noi avem asta, avem de fapt activitate, da, și somn, să spunem, dacă care ne ajută. Există și ciclurile de somn care sunt cam pe același pattern, dar în timpul zilei. Beta înseamnă când facem chestii. Da, starea de alert, de task-uri și stres. Dar hai să spunem, creierul funcționează cu viteza 30. Alfa, viteza 10, 15. Înseamnă, e starea aia înainte de a dormi sau încă nu ne-am trezit. E starea în care ne vin ideile. Da? Arhimede, în cadă. Mendeleev a visat tabloul în vis. Newton, nu mai zic, pică mere în timp ce dormea. Deci, la o întrebare pe care și-au pus-o, într-o stare de conștiință ușor diferită, primesc răspuns. Revenind, Blue Room este o tehnologie care se adresează minții. Spuneai că sunt multe, inclusiv tehnici, aparate care fac ceva pentru relaxare, pentru starea de bine. Dar hai să luăm cel mai simplu, un masaj. La un masaj aplici un stimul plăcut, blând corpului, în așa fel încât mintea poate să mai relaxează. În cazul Blue Room este invers.
Este un stimul sau un ansamblu de stimuli aplicați către minte în așa fel încât corpul să aibă beneficii. Propun, dacă se poate, regia să ruleze inclusiv cu sunet. Blue Room este o tehnologie brevetată care creează o atmosferă unică ce se adresează minții și stărilor mentale. Oglinzile din oțel inoxidabil acoperă pereții interior, podeaua și tavanul. Iluminată pe tot parcursul sesiunii cu o lumină albastră profundă, Blue Room oferă un mediu special, o atmosferă unică, la care se adaugă emisia ultravioletă cu o frecvență specifică, care generează și o doză importantă de vitamina D. Experiența este completată cu un fon muzical atent selectat, un sistem vibrațional și elemente de geometrie bazate pe cercetări științifice. Cu toți am trăit starea de bine a corpului atunci când mintea este liniștită. Invers, starea de contracție și durere apare atunci când mintea este agitată. Experiența Blue Room îți aduce mintea într-o stare de relaxare. Atunci când experimentezi acea liniște și pace, mintea ta are o stare de bine care se transmite întregului corp. Când experimentezi în mod constant de-a lungul timpului această stare, efectul ei asupra corpului este similar cu efectul soarelui asupra unei flori dimineața. Floarea se deschide. Orice intenție cu care intri va fi influențată de prospețimea mentală pe care tu o experimentezi după o sesiune Blue Room. Spre deosebire de tehnicile de relaxare care se adresează corpului fizic, în cazul Blue Room, starea de bine începe cu mintea. Îmbunătățirea stării fizice este consecința unei minți care trăiește starea de coerență, de liniște interioară. Dacă îți permiți să ajungi în partea mai profundă a minții tale, pe de o parte te eliberezi de amprenta trecutului și pornești un proces de însănătoșire a minții, iar o minte sănătoasă creează un corp sănătos. Blue Mind Labs este primul utilizator Blue Room în România și se alătură celor peste 60 de locații din întreaga lume. Vreau să înțeleagă lumea. În primul rând, de unde a venit soluția asta? Deci, am înțeles că e o chestie... N-am reinventat roata. Este exact. O tehnologie cumpărată, este o tehnologie din Statele Unite. Fabricația este chiar o cameră. Deci vorbim de o structură mare, 2 tone și ceva greutate. Sunt mai multe straturi. Ceea ce se vede în interior este oțel, nu sunt oglinzi. Este oțel șlefuit. Sunt doar 2 producători mondiali care pot să ofere nivelul ăsta de finisare. Totul este tăiat cu laserul pentru că forma, geometria, îmbinarea elementelor este esențială. Da, e o tehnologie care am adus-o. E în multe alte locații în lume. E o tehnologie care cred că ne readuce aminte niște adevăruri pe care oamenii le știau dintotdeauna. Dintotdeauna, de mii de ani, oamenii au folosit sunet, vibrație, muzică, anumite figuri, da, piramide, Stonehenge, o geometrie. Și intenția, da, poate chiar un ritual, pentru a-și crea o stare de bine sau o stare de a-și schimba felul în care creierul și mintea funcționează. Blue Room readuce conceptele astea. Deci avem practic o incintă, da? Este o formă octogonală. Octogonul, Pitagora îi spunea că e forma perfectă, e forma divină. Iar și tot timpul îmi place să fac paralela cu știința. Celulele noastre au o structură, în microscopie electronică, au o structură octogonală, în stare de repaus, după care se mișcă, se divizează, fac o acțiune și revin tot timpul la forma octogonală. Deci e o cameră propriu-zis cu pereți oglindă, dar din oțel, în care sunt aduse elemente de vibrație. Este o anumită vibrație, deci un zoom zăit, 111 Hz. Este lumina albastră. Forma de care spuneam, lămpi ultraviolete, da? Ultravioletele, tânjim după ele, mai ales în perioada asta anului, tot timpul. De fapt, practic, tot ce funcționează ca energie în momentul ăsta este lumina soarelui. Noi în mașină, acum în benzină sau motorină, punem energia soarelui înmagazinată în planctonul de acum 500 de milioane de ani. Nu există altă sursă de energie.
se spune lămpile ultraviolete, care au și un beneficiu concret fizic, cel al secreției de vitamina D. Vitamina D e un component care merită o poveste specială. Sunt țări, pentru că am locuit în Marea Britanie, acolo e sport național să ai lipsă de vitamina D, pentru că nu au soare atât cât datele OMS arată că 85%, deci sunt date de anul trecut, din populația lumii are deficit de vitamina D. Vitamina D este măcar o recunosc. Mai este, deci chiar nici eu nu știam, am văzut foarte recent, dacă suntem, vitamina D depinde și de unghiul în care pică razele soarelui pe piele. Când suntem la latitudine peste 38 de grade, unghiul ăla e deficitar. E o poveste foarte frumoasă. Deci unul din componente sunt lămpi și nu orice ultraviolete dau vitamina D. Da, solarul sau este o bandă foarte îngustă, se numește UVB, care specific dau acea sinteză de vitamina D. Da, ok, vibrație, tot ce mi-ai sunet, spus lumină. Până acum, da. Deci vibrație, sunet, lumină. Lumină, geometrie, toate vitamina D către și muzica. Vibrație, da? Totul este vibrație, totul este frecvență. Și aici ajungem la Tesla, care spunea că cine va înțelege universul în termen de energie, vibrație și frecvență. Exact. Deci, până la urmă, aici ajungem. Da. Ceea ce cumulează toate efectele astea e ca și cum s-au adunat la un loc înțelepciunea milenară într-un laborator. De ce laborator? Pentru că atunci când vrei să schimbi ceva sau să testezi, da? Vrei să vezi efectul unui sunet. Poți să o faci în stradă, dar nu este relevant. Ai groază de alte sunete. Exact. Și de interferențe și de factori aleatori. Ai nevoie de un mediu compact, controlat și care îți permite o măsurătoare și o... Asta mai face Blue Room-ul, practic te izolează de, hai să spunem, toți triggerii aia mulți de care vorbeam din mediul înconjurător. Ești tu cu tine, cu intenția ta, cu trăirile tale și... Să știi că am să vin să încerc. Ești invitatul nostru. Te-am convins. Pentru că am citit în destul de multe cărți că inclusiv, aici nu e neapărat o chestie bună, dar inclusiv tortura în unele țări se face tocmai prin izolarea ta, mai ales fonică, nu neapărat într-o astfel de cameră, dar da, într-o cameră fonică în care orice zgomot scoți nu se aude. Și efectiv, ce că la un moment dat o iei razna. E posibil? Este o metodă de tortură. Pentru orice simptome. Creierul nostru nu este obișnuit cu așa ceva. Da, ca să ameliorezi o stare interioară, ai nevoie de latura fizică, emoțională, mentală, eventual cea spirituală și cea spirituală. Ne referim la primele trei. Exact. Ce înseamnă ameliorarea corpului fizic? Noi avem 5 analizatori. Când îi dai fiecăruia un stimul care dă o stare de bine, ea acumulat generează acea stare. Vorbeam de muzică. Muzica e matematică, în primul rând, sau matematica e muzică. Corpurile noastre intră în rezonanță cu muzica. Este un studiu, deci foarte recent, în noiembrie, cât când Science chiar publicat o sală de concert în care câteva zeci sau sute de oameni au fost monitorizați. În aproximativ 20 de minute, bătăile inimii au intrat la un unison. Da? Deci inclusiv fizic și emoțional. Ceea ce e aproape imposibil ca să adune atâtea bătăi inimă să le aduci, să le rezoneze la un moment dat. Al treilea e creierul. Surprinzător, de exemplu, la muzică, creierul nu ascultă sunetul, ci pauză. Și are anumite secvențe, se cheamă sunete izocronice, o anumită secvență de sunete și pauză, creierul ca o antenă o receptează ca un semnal și are tendința să intre în rezonanță, adică să-și alinieze undele cerebrale, sunt acele unde alfa, da, muzică alfa, de fapt este dai o secvență de un calup de sunete a căror pauză fac creierul să intre în rezonanță. Toate nivelele, deci mental, creierul, emoțional, fizic, sunt abordate prin, eu îi zic, o supă de frecvențe. Când pui, insist un pic cu sunetul, pentru că, știm, la început a fost sunetul, dar, iarăși, la momentul foarte concret,
Nervul acustic este cel mai scurt nerv. De asta ne speriem la sunete, suntem foarte susceptibili la sunete. Extrem de repede la creier. Exact. Este, integrarea corticală este instantanee. Iar primul analizator, deci primul impuls din viața noastră, în viața intrauterină, este sunet. Da, suntem extrem, extrem de susceptibili la sunet, dar nu atât la efectul lui, cât la frecvența pe care o induce în corp. Ok, ce face supa asta? În câteva minute, corpurile noastre au tendința să intre în rezonanță. De aici încolo am auzit tot felul de mărturii, expresii. Fiecare trăiește în felul lui, nu? Da, exact. Este o stare de bine. Dar este un bine cumva necunoscut, pentru că e un mediu... Știi cum sunt călătorile spirituale? Nu sunt spirituale pentru că mergi în nu știu ce loc. Mergi într-un loc în care nu ai comparații. Ceva nou. Wow. Acel wow, nu? Acel wow. Ăla-i căutăm toată viața. Îl trăim ca și copii în mod spontan. Vezi, copii? Este uimirea sau pauza între două gânduri. Acum vreau să spun că cred că cea mai puternică trăire, cea mai puternic sentiment pe care l-am avut a fost exact unul în care, exact cam așa a fost, un wow, dar urmat și o descărcare extraordinară, m-a ajutat Dumnezeu și am ajuns la mormântul sfânt, când am intrat în mormântul sfânt, da, a durat, cred că, 3 secunde, dar a fost o experiență cum nu am mai avut, am vrut să o, a mai fost încă o dată, bineînțeles că nu s-a mai repetat. Nu s-a repetat. Pentru că e ceva și a fost o chestie instantanee, nepregătită, ne... Înțeleg, deci energie... am avut și experiența și acolo și în alte părți. Acolo și încărcă. Deci toți oamenii care au trecut prin acel loc sau prin încarcă cu intenția lor, cu trăirile lor. Ceea ce e spectaculos, inclusiv în Ierusalim, este toată simfonia de trăiri pe care o trăiești, dar intri într-un loc ca ăla, ieși afară unde simți teroarea, mura de pe stradă, îi... Tot corpul într-o stare, este o stare de prezență continuă, cum, da, sunt... Asta e genul de călătorie în care mintea nu mai știe. Că dacă mergem la Milano, Praga, da, e mai curat, e mai așa, e mai scump, e mai ieftin. Când ajungi într-un mediu în care... Ești puțin la extreme, ca să zic așa. Cam asta este și experiența în Blue Room. Sincretismul ăsta și asocierea stimulilor plăcuți, dacă sunt... studiați, gândiți, da, vibrația, sunet, de ce lumina albastră? Păi, de ce punem lumina albastră în pomul de Crăciun? De ce în toate filmele eroi pozitivi, cu ghilimele, sunt cu albastră? Exact. Pentru că e lumina care are, sau frecvența luminii care are efecte antidepresive, calmante, relaxante și induce spre reflex. Și mulți chiar sunt chiar medici, chiar și în Iași, care au aparate, dar chiar și camera în care au laboratorul, în care au, să spunem, care își primesc clienții, este albastră. Este albastră. Deci nu alb, cum sunt în majoritatea spitalelor. Și oamenii când lumina intră... albă și cu televizorul pe știri. Exact. Și oamenii când intră în acea cameră, da, chiar mama mea a fost într-o astfel de cameră și a spus, e cu totul altceva. Uh-huh. Deci ai, te simți bine numai intrând într-o astfel de cameră. Deci e o chestie verificată și nu numai de mine. Deci multe persoane spun acest lucru. Lumina albastră, culoarea albastră are anumite caracteristici. Și mulți spun, domnule, ar trebui poate să ne uităm puțin mai atent asupra acestor lucruri. Până la urmă sunt exact vibrațiile pe care noi le percepem. Dintre culorile de bază, dacă sunt... E culoarea cu frecvența cea mai albastru ultraviolet. Putem să intrăm până în zona fizică, dar orice reacție, cea mai mică reacție din corpul nostru înseamnă că un electron are nevoie să se miște de pe orbită pe alta. Dar electronul se mișcă dacă vine un foton și doar fotoane de culoare albastră pot provoca mișcare. Roșu-verde. E mult și foarte, foarte interesantă povestea din spate. Ce poate face bine? Cum ne poate ajuta acest Blue Room? Ajungem întâi când? Și revenind poate la întrebarea dinainte de pauză, care e abordarea? Da, sunt abordări terapeutice în mai multe formări. Sunt abordări cu tehnologie sau abordări care... ceea ce propunem noi este asocierea lor. Da? Deci, psihoterapie cu laborator de experimentare
cel puțin în România, este unicat. Mie îmi place chestia asta, experimentare. Și aici, dragii mei, dragile mele, vreau să vă provoc, așa cum voi face și eu, să faceți și voi să experimentați. Pentru că, de obicei, lăsând deoparte toate aceste lucruri, când faci un experiment, mai ales într-o chestie controlată, în care să știi că te afli în siguranță, da, ai niște rezultate de cele mai multe ori extraordinare. Excelente sublinierea. Apropo de rezoluții, da, câți de noi nu ne-am luat o bicicletă eliptică, un aparat de sport acasă care devine suport de haine? Exact. Versus a merge la o sală unde există un echipament, există persoane calificate. Eu de asta merg la sală, am și acea bicicletă care lucrează foarte bine ca și suport de haine, dar da, pentru sport merg la sală aproape, da, zilnic. Puteți privi și în perspectiva asta Blue Room-ul, da? Putem să ne punem acasă lumină, muzică. Unu, chiar o facem. Doi, e o atmosferă în care pot să observ o schimbare. Trei, un persoană... Noi folosim Blue Room-ul efectiv în cadrul procesului terapeutic, alternând cu ședințele, hai să spunem, clasice. Cam așa e. Este ca sala în care ai echipament performant, ai un timp dedicat. Dom'le, când știu că mă duc acolo, chiar fac aia. Exact așa se întâmplă și la sală. Dom'le, exact. Mă duc la sală pentru că am timpul ăla care, da, pentru asta este. Fac un efort financiar, exact, chiar. Adică puterea intenției face o mare diferență. Sunt perfect de acord. Hai să spunem sala sau spa, sală cu spa pentru minte. Și cam asta poți să facă, da? Vorbim de ce înseamnă schimbare. Schimbare înseamnă cel puțin trei. Înseamnă conștientizare, decizie, acțiune. Ca să fie, doar conștientizarea nu este suficient. Conștientizare. Blue Room, una din ele este un loc în care îți permite o observare acurată a propriilor. Ok, ce simt? Cum se comportă corpul? Care sunt, cum se modifică pe parcursul ședinței? Gândurile, felul, facilitează foarte mult procesul ăsta de auto-observare. Un alt moment, de exemplu în terapie, când cei care lucrăm sunt în momentul unei schimbări, a unei decizii. Da, poți să ai o ședință cu, hai să spunem, cu un scop. E chiar indicat. Vin cu acea intenție. Soluții. Măi, vreau să încerc, vreau să testez, nu știu, poate niște exerciții, poate a menține focusul, da? Am îmbunătăți memoria. Chiar a vedea, domnule, cum uteam o rană, poate să vindecă diferit. Da? La faza de acțiune, la fel, permite... intenția face diferența. După cum, avem persoane care vin pentru vitamina D sau un power nap. Foarte mulți adorm. În primele întâlniri, dau un somn, nu adorm, spun, corpul nu-l puteam să mișc, dar eram treaz. Acel somn lucid. Poate fi o intenție. Vin doar pentru reîncărcarea fizică. Vreau să -ți propun de pe acum, pentru că mai avem foarte multe de discutat, dar emisiunea se termină. Vreau să-ți propun următorul lucru. Vin la tine. Facem o încercare. Experimentez acest Blue Room, după care te invit să discutăm. Odată ce am simțit eu, dacă ar fi trebuit să simt lucrurile alea, că nu se știe niciodată, poate merg eu prea departe. N-ar fi trebuit nimic. Și apoi să discutăm și să explicăm mai mult, pentru că este un lucru aproape, este în Iași, deci poate, da, oricine poate să vină la voi să facă acest lucru. În Iași chiar a fost primul din țară, iar în contextul ăsta în care îmbinăm psihoterapia cu experimentarea Blue Room, chiar e unicat, din ce știu în lume. Sunt vreo 70 de locații în lume, nu cred că se mai lucrează așa. Și apoi revenim, pentru că vreau să tragem și o concluzie, adică oamenii să știe cam la ce să se aștepte. Și eu sunt obișnuit, încerc absolut toate terapiile de care vorbesc, tocmai pentru a vă spune, dragile mele, dragi mei, ce am simțit. Nu știu dacă la fel veți simți și voi, așa cum de multe ori, cum am și spus la Mormântul Sfânt, prima dată am avut un sentiment, al doilea nu l-am mai putut, chiar dacă am intrat încă o dată, nu a mai fost aceeași intensitate, poate același sentiment, dar la o altă intensitate, ceea ce este poate un lucru normal. Și
vă invit și pe voi să faceți același lucru. Dar vreau să ne spui unde există această cameră în Iași și cum se poate ajunge. Trebuie programări? Ce se întâmplă? Da, da, doar cu programare. În Iași suntem localizați în zona Nicolina Cug. Cel mai simplu, probabil pagina de Facebook. Locația și denumirea sub care funcționăm este Blue Mind Labs. Sunt acolo împreună cu colega societă Diana Ciubotaru, pe care ați avut-o... Este tot prietena noastră. Pe care ați avut-o în emisiune și colegi din Gamma Institut. Numărul de telefon îl găsiți pe pagină. Site-ul este bluemindlabs.ro, dar în curând se va schimba, pentru că ne propunem o campanie de aducerea informației. Da? Chiar invit pe toată lumea să țină aproape. Vom avea mult material, video, audio, pentru că cred că nevoia de informare și normalizarea provocărilor prin care trecem e mai acută ca niciodată. Deci Blue Mind Labs e denumirea laboratorului, zona Nicolina Cug, pagina de Facebook și site-ul nostru. Eu tot insist pe partea asta pentru că știi cum laborator se spune că, doamne, cine știe ce se întâmplă acolo? E o chestie foarte clară, standardizată. Laborator de ciocolată. Așa, deci nu ne trezim că faceți experimente pe mine. Glumesc acum, nu. Da, vreau să înțeleagă și laborator, lumea. Laborator exact. Pentru minte, așa le spun. Deci, putem să povestim cuiva ce gust are ciocolata, exact. Sute de pagini, până nu pune limba sau simte gustul. Și de asta îmi scap acum numele, laureata premiului Nobel spunea că unele lucruri n-au nevoie să fie explicate, ci încercate. Exact. Deci, dragile mele, dragii mei, eu voi încerca și promit că revin cu Adrian pentru a discuta rezultatele acestui experiment pe care o să-l facem împreună. Da? Cu mare drag. Vreau să-ți mulțumesc pentru prima parte a emisiunii noastre. Dragile mulțumesc mele, dragii mei, invitație. Vă promit că revenim cu acest subiect și cu invitația de a experimenta, să vedem ce se întâmplă pentru a obține această stare de bine pe care cu toții încercăm într-un fel sau altul să o obținem prin rugăciuni, prin meditație, prin lectură, prin muzică, printr-un film bun, printr-o relație bună și prin mult somn. Nu uitați să dormiți bine, să beți apă, pentru că e un lucru foarte important, nu? Știi cum? Multe din aceste lucruri deja ni s-au spus de prea multe ori și și-au pierdut, cred că, din putere. Cei care ne trec pragul, deci hidratarea este chiar nu, deci face parte din protocol, minim două pare de apă înainte și după sesiune, așa este. Deci, iată, un medic ne spune acest lucru și psihoterapeut. Deci, dragile mele, dragii mei, ne revedem data viitoare și ținem aproape, pentru că avem un subiect foarte interesant în continuare de dezbătut. Cu voi, cu siguranță, mă revăd data viitoare. Toate cele bune!